Nikola Tesla a fost, fără îndoială, cel mai mare geniu al secolului al XX-lea. Fiind nevoit să se mute dintr-un hotel într-altul, el lăsa lăzi de documente în locurile de unde era nevoit să plece ca garanție pentru datoriile pe care le avea. Aceste lăzi au fost căutate cu ardoare după moartea lui Tesla, au devenit cheia descifrării misterului referitor la adevărata identitate și a incredibilei vieți pe care acesta a dus-o în secret. Când a murit pe data de 7 ianuarie 1943, la vârsta de 86 de ani, reprezentanții ai Biroului Proprietății Americane, la cererea Biroului Federal de Investigații, s-au deplasat la hotelul New Yorker și au confiscat toate bunurile personale ale acestuia. 2 camioane încărcate cu hârtii, mobilă și obiecte fabricate au fost trimise sub sechestru la compania de înmagazinare și depozitare din Manhattan. Această încărcătură s-a adăugat altor aproape 30 de butoiașe și pachete care fuseseră înmagazinate încă din 1930, iar întreaga încărcătură a fost sechestrată la ordinul Biroului Proprietății Americane. Cam ciudat comportamentul, având în vedere că Tesla era cetățean american cu drepturi depline. După moartea lui, guvernul american a depus toate eforturile de a găsi toate documentele, însemnările și cercetările omului de știință, înainte ca acestea să fie găsite de forțele străine. Nepotul lui Tesla, Sava Kosanovic, a mărturisit că, înainte de a sosi reprezentanții Biroului Proprietății Americane, altcineva cotrobăise în mod cert printre bunurile personale ale lui Tesla și sustrăsese un număr necunoscut de însemnări personale și documente. Se știa de către Biroul Federal de Investigații că Serviciul German de Inteligență sustrăsese un număr însemnat de documente conținând cercetări cu câțiva ani înainte de moartea acestuia. Se crede că aceste materiale furate ar fi contribuit la dezvoltarea farfuriei zburătoare naziste. Statele Unite voiau să se asigure că acest lucru nu avea să se mai repete. Orice lucru care ar fi avut cea mai vagă legătură cu marele om de știință a fost rapid confiscat și pierdut printre rețelele secrete americane în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial. Cu toate acestea, mai mult de o jumătate de duzină de cutii conținând obiectele personale ale lui Tesla, lăsate la hoteluri precum Waldorf, Astoria și Regis, fuseseră deja vândute salvatorilor de mărfuri pentru a plăti facturile uriașe ale lui Tesla. Majoritatea dintre aceste cutii și secretele pe care acestea le conțineau nu au fost găsite niciodată. În 1976, 4 cutii lipsite aparent de importanță, conținând documente, au fost scoase la licitație la casa de licitații a unui individ numit Michael Burns. Se știu foarte puține lucruri despre acest domn Burns, cu excepția faptului că fusese vânzător de cărți în Manhattan. Deși vorbim de anul 1976, în America numele lui Nikola Tesla nu era cunoscut de foarte multă lume. Alfrey nu avea nici cea mai vagă idee cât de importante erau documentele al căror proprietar devenise. Parcurgând numărul impresionant de documente, acesta a crezut inițial că a dat peste însemnările unui scriitor de romane science fiction. Ceea ce citea era atât de uluitor, încât părea imposibil ca vreun document să fie adevărat. Manifestând prea puțin interes față de ceea ce cumpărase, Alfrey a depozitat cutiile în pivniță, gândindu-se că avea să parcurgă documentele din interiorul acestora mai târziu când avea să aibă mai mult timp. 20 de ani s-au scurs înainte ca Alfrey să-și facă din nou timp să deschidă ciudatele cutii. Din nefericire, timpul fusese nemilos cu materialele atât de importante conținute în cutii.
Documentele fuseseră serios deteriorate de mucegai, iar cerneala se ștersese datorită faptului că acestea fuseseră depozitate timp de atâția ani într-un subsol umed. Alfred era hotărât să nu facă aceste materiale să dispară pentru totdeauna și a început o muncă minuțioasă încercând să transcrie informațiile înainte de a fi prea târziu. Mesajele extraterestre interceptate de Tesla. Totuși, Alfred s-a pomenit prins în lecturarea acestor impresionante documente. Însemnările lui Tesla sunt șocante prin dezvăluirile pe care le oferă referitoare la viața secretă a omului de știință. O viață care până când Tesla a trăit nu fusese niciodată menționată de acesta sau evidențiată documentar de către biografii lui Tesla după moartea acestuia. Aceste însemnări pierdute au dezvăluit faptul că, în timp ce era în Colorado Springs, Tesla a interceptat mesaje de la creaturi extraterestre care controlau în secret omenirea. Aceste creaturi pregăteau oamenii încetul cu încetul pentru o cucerire și dominație finală, folosind un program care existase de la începutul omenirii, dar care începea să se dezvolte datorită progreselor științifice ale planetei. Tesla a scris despre ani de cercetări făcute pentru a interpreta ciudatele semnale radio, iar încercările lui de a înștiința guvernul și forțele armate privind lucrurile pe care le descoperise nu au dus la niciun rezultat. Scrisorile lui au rămas aparent fără răspuns. Tesla a purtat discuții în secret cu mai mulți binefăcători de-ai lui, inclusiv colonelul John Jacob Astor, care era proprietarul hotelului Waldorf Astoria. Acești binefăcători l-au ascultat pe Tesla și au finanțat în secret ceea ce avea să fie începutul primei bătălii a omenirii de a recâștiga controlul asupra propriului destin. Această bătălie a fost inițiată de Nikola Tesla. Deși aceste informații par absolut incredibile, Tesla a făcut unele aluzii referitoare la situația grea în care se afla în diverse interviuri date unor ziare și reviste. Se poate ca el să fi oferit mai multe detalii asupra subiectului într-un articol intitulat Comunicarea cu planetele în săptămânalul Colliers din martie 1901. Iată ce spunea Tesla. Pe când îmi îmbunătățeam aparatele pentru producerea unor activități electrice intense, îmi puneam la punct și mijloacele de observare a unor rezultate cât de cât semnificative. Unul dintre cele mai interesante rezultate și unul de mare importanță practică a fost dezvoltarea anumitor dispozitive care puteau indica de la o distanță de multe sute de mile o furtună care se apropia, direcția pe care o lua, viteza de deplasare și distanța pe care o parcurgea. Am descoperit acele efecte misterioase care mi-au stârnit un interes atât de viu pentru prima dată pe când lucram la acest proiect. Îmi îmbunătățisem aparatul la care m-am referit până acum, încât, din laboratorul meu situat în munții Colorado, simțeam pulsul globului pământesc, cum ar veni observând fiecare modificare electrică care se ivea pe o rază de 1100 de mile. N-o să uit niciodată primele trăiri pe care le-am avut când mi-am dat seama că observasem ceva ce putea avea consecințe enorme pentru omenire. Mă simțeam ca și când aș fi participat la nașterea unei noi științe sau la revelarea unui mare adevăr. Primele mele observații realmente m-au înspăimântat, deoarece conțineau ceva misterios, ca să nu spun supranatural, și eram singur în laboratorul meu noaptea, dar la vremea aceea gândul că aceste perturbări erau semnale inteligent controlate nu s-a înfiripat în mintea mea. Schimbările pe care le observasem aveau loc periodic și cu o sugestie exactă de numere și ordine, încât nu puteau fi asemănate cu nicio cauză cunoscută de mine.
Îmi erau cunoscute, desigur, asemenea perturbări electrice cum sunt acelea produse de soare, aurora borealis și curenții pământului și eram cât se poate de sigur că aceste variații nu se datorau vreuneia din aceste cauze. Natura experimentelor mele excludea posibilitatea ca aceste schimbări să fie produse de perturbări atmosferice, așa cum s-au grăbit unii să sugereze. Numai după un timp m-a străfulgerat gândul că perturbările pe care le remarcasem s-ar putea datora unui control inteligent. Deși nu le puteam descifra sensul, îmi era imposibil să mă gândesc că acestea apăruseră în mod absolut accidental. Am din ce în ce mai mult sentimentul că fusesem primul care a auzit salutările adresate de o planetă altea. Exista un scop dincolo de aceste semnale electrice. De ce s-a scris atât de puțin despre convingerea lui Tesla că interceptase semnale radio extraterestre? Poate că adevărul a fost ținut secret. Oamenii negru fac o vizită. Înainte de vara lui 1997, Alfred terminase de citit tot ce conțineau cele patru cutii și era gata să înceapă să scaneze documentele, urmând apoi să le salveze pe dischete de calculator. Alfred fusese foarte surprins că numărul mare de însemnări și jurnale nu conținea niciun desen sau schițe. Ulterior, Alfred a descoperit că lui Tesla nu-i plăcea să-și schițeze ideile pe hârtie datorită faptului că propriile schițe mentale erau tot ce avea el nevoie pentru a-și construi invențiile. Alfred a mai observat că jurnalele lui Tesla erau deseori incomplete. Existau multe lacune constând în zile, luni și chiar ani. Alfred a presupus că undeva mai puteau exista și alte jurnale ascunse fie de guvern sau de ignoranță în magazii uitate sau în mansarde. Datorită acestor lacune, Alfred a început să facă investigații pe internet, sperând că alții ar putea deține informații suplimentare cuprinzând pasajele care lipseau. Bineînțeles că aceste investigații au atras atenția celora care erau și ei interesați de jurnalele pierdute. Cineva care își dorea ca aceste jurnale să rămână pierdute pentru totdeauna.